nu folosește nimănui. Războiul între bănci și clienți și cultivarea acestui război. Au fost și rațiuni interne, a spune că și motive, rațiuni externe care au cultivat acest conflict între creditori și debitori, între bănci și clienți, uneori chiar cu înverșunare și cu exagerare. În mod clar, concilierea își dovedește avantajele reale în tot mai multe cazuri. Vă felicit pentru că un proiect care în România a plecat mai târziu decât în alte țări și în condiții nu foarte propice, într-o atmosferă relativ ostilă, a prins avânt, a prins rădăcini și este acum o experiență pozitivă. Încurajez toate băncile să meargă pozitiv spre centru.